Salutare, salutare! Eu sunt Mădălin, iar acesta este episodul de vineri. Ultimul din seria pe care noi am botezat-o, cum să-ți alegi componentele cu cap. Înainte de a începe acest episod, ce de altfel o să fie mai scurt decât precedentele, vrem să vă mulțumim pentru aportul pe care l-ați adus prin intermediul comentariilor în această serie. Ne-am dat seama că știți să faceți alegeri cu cap, iar pentru cei mai noi în domeniu, sperăm din tot sufletul ca această serie este sau va fi de un real ajutor atunci când veți dori să vă configurați primul vostru sistem sau să faceți upgrade actualului. Așa cum vă spuneam pe parcursul acestei serii, episodul de astăzi o să includă două, poate chiar trei wishlist-uri pe categorie. Acestea având rolul de a vă da un exemplu despre cum ar trebui să arate sistemul vostru, indiferent că este vorba de media center, light, medium sau high gaming. Despre carcase, ei bine, am să punctez succint de ce trebuie să țineți cont atunci când urmează să vă alegeți carcasa, sau mai degrabă, hai să zicem așa, îmbrăcămintea sistemului vostru, puloverul său, canadiana, să ziceți voi cum vreți. De ce scurt? Pentru că, în fond și la urma urmei, voi veți alege modelul ce urmează să troneze pe biroul vostru de gaming. Biroul de gaming. Gusturile nu sunt aceleași de foarte multe ori atunci când vorbim în speță de design. Prima categorie pe care noi am denumit-o Media Center, în principiu nu are nevoie de foarte mare atenție. Avem nevoie doar de o îmbrăcăminte pentru componentele acestei categorii. O carcasă tip mini tower ar fi mai mult decât suficientă pentru a le adăposti pe ele, pe componente. Chiar și așa, dacă ar fi după mine, aș alege o carcasă ce să aibă montat din fabrică un ventilator pe partea din spate a sa. Airflow-ul îl hotărâți voi dacă este necesar. Luminițe alea, nu știu dacă sunt necesare, dar din nou, gusturile nu se discută sub nicio formă. De foarte multe ori acest gen de calculator este pus undeva lângă Smart TV și nu mai este mutat cu lunile sau anii. Bine, nu uitați ca din când în când să-l mai scoateți de acolo și să-l mai aspirați de praf. Nu avem restricții de nicio culoare la această categorie, cum ar fi înălțimea radiatorului, coolerului aftermarket sau lungimea plăcii video. Tocmai din acest motiv am mers pe ideea de carcasă categorisită ca mini tower. Light gaming. La această categorie, datele problemei se schimbă. Trecem ușor-ușor la middle tower pentru un airflow mai bun, dar și pentru faptul că la această categorie avem ceva recomandări de sisteme de răcire aftermarket. Bine, ce am recomandat pe partea de răcire a procesorului se poate monta fără niciun fel de problemă în orice carcasă middle tower. De ce? Pentru că înălțimea radiatorului, coolerului, uneori sau rare ori, depășește 120 de mm. Bine, dar la aceste dimensiuni ai putea să-l montezi într-o carcasă mini tower. Da, nu neg acest lucru, perfect de acord. Dar la această categorie, cum spuneam un pic mai devreme, avem nevoie de airflow, de răcirea componentelor cât mai optimă. Aceste sisteme sunt mai solicitate decât Media Center, plus că se adaugă o componentă ce și ea emană căldură, placa video. Cu alte cuvinte, mai bine previi decât să fii obligat după o perioadă de timp să faci modificări, să schimbi, etc. De asta am zis, facem alegerea cu cap. Musai pentru această categorie două ventilatoare, unul frontal și unul pe spate. Designul RGB, același lucru, voi decideți. Medium gaming este categoria ce pe alocuri se aseamănă extrem de mult cu precedenta în ceea ce privesc carcasele. Dar aici bugetul ne permite. Ne permite fără doar și poate să ne ducem și spre producători consacrați, evident spre modele a căror construcție este mult mai țeapănă. Dacă mi este permisă această expresie. Ce căutăm? O carcasă ce oferă un airflow bun spre foarte bun pentru un model middle tower. 2-3 ventilatoare și nu în ultimul rând ce permite o asamblare ca la carte. Iar aici fac referire la spațiul din spatele suportului plăcii de bază. Atenție totuși și la dimensiunile menționate de producătorul carcasei în ceea ce privesc dimensiunile ventilatorului sistemului de răcire. Dar și a lungimii plăcii video. Sunt două
aspecte de care trebuie să aveți grijă. Pe de altă parte, în cazul în care alegeți un sistem de răcire tip IO, așa cum propuneam în episodul dedicat sistemelor de răcire, aveți grijă ca acesta să se poată monta în partea inferioară sau superioară, în partea din spate sau superioară, mai degrabă zis, a carcasei. Designul și iluminarea RGB și la această categorie voi o decideți ce vă place, cum vă place mai mult. High Gaming. Într-unul din episoadele anterioare spuneam că este foarte posibil ca această categorie să nu aibă nevoie de ajutorul nostru. Și e foarte adevărat, pentru că odată ajuns aici, noi credem că dispui de buget, evident, dar dispui și de cunoștințele necesare alegerii componentelor, indiferent că nu contează cât costă. Dar totuși, dragii noștri, cei ce doriți din prima să vă construiți un sistem de gaming cu tot ceea ce înseamnă componente de top, aveți grijă ca minunata carcasă pe care o alegeți să fie cât se poate de încăpătoare. Nu de altceva, dar aici vorbim de sisteme de răcire pe aer, cine dorește așa ceva, cu radiatoare destul de măricele, 165-170 de mm înălțime, la care se adaugă câteodată încă 5 mm ventilator ieșiți în afară, sau de sisteme de răcire tip IO. Asigurați-vă că în specificații găsiți informații referitoare la suport pentru radiatoare. În al doilea rând, tot în secțiunea specificații a carcasei, încă vreau să punctez lucrul ăsta, verificați informațiile referitoare la lungimea plăcii video. Nu odată m-am lovit de o problemă de acest gen, iar aici mă refer strict la clienți, că prietenii, am eu grijă de ei. Am încercat să explic că fizic nu pot să montez acea placă video în carcasă, replica fiind, dar sunt doar 2-3 mm diferență. Cei 2-3 mm contează, mai ales atunci când în partea dreaptă a carcasei se află suportul sau cage-urile pentru unitățile de stocare ce nu pot fi înlăturate. Puteți lua fără niciun fel de problemă și o carcasă fără ventilatoare, urmând ca la final să adăugați voi modelul pe care îl doriți. Eu știu, ventilatoare cu un CFM mare, silențioase, de firmă, etc. Wishlist-urile de pe fiecare categorie în parte sunt simple exemple. Pur și simplu exemple. Voi puteți să faceți orice combinație de procesoare, plăci video, plăci de bază, etc. Unele din cele pe care vi le-am prezentat ne-au depășit bugetul inițial, dar am făcut-o intenționat. Atenție, intenționat. De ce? Pentru că am vrut să vă arătăm cum o diferență de preț, uneori mică, alteori mare, poate să schimbe în totalitate o configurație. La noi a fost de 2-3-400 de lei, nu puțin, dar trebuie luat în calcul și acest aspect. Cam asta a fost seria cum să-ți alegi componentele cu cap. Sperăm că v-a plăcut, iar dacă cumva aveți nevoie de ajutorul nostru, noi suntem aici. Întrebări din configurații sau wishlist-uri vom lua în continuare în mailbox-ul nostru și al vostru, pentru că trebuie să ajutăm, indiferent că ești începător, utilizator ce dispune de cunoștințe medii sau chiar avansat. Aia e. Până săptămâna viitoare, când sincer să fiu, nu știu ce subiect o să dezbatem, lăsați-ne un comentariu în secțiunea dedicată în care să ne spuneți ce carcasă, sistem de răcire și câte ventilatoare are sistemul vostru. Dacă v-a plăcut acest episod, nu de altceva, dar știu că restul vi s-au părut interesante, butonul like și comentariile voastre ne arată cât de mult apreciați ceea ce facem noi aici pe canalul PC Garage TV. Dacă nu v-a plăcut, iar dacă din Google sau alt motor de căutare ați fost teleportați aici, și vreți să faceți parte din această minunată comunitate a pasionaților de hardware și gaming, butonul acela mare pe care scrie subscribe sau abonează-te ar trebui să îl apăsați dacă nu ați făcut-o. Și nu uitați de clopoțel, el vă notifică de fiecare dată când urcăm materiale video noi sau când intrăm în live, pentru că mai facem și de asta. Pa, pa!